a treia oară. Hi people, sunt Victor Muz și sunt aici cu Gami și Denis. Și astăzi încercăm să facem o chestie prima dată pe canalul meu, să jucăm schimbă. Până vine pizza. Eu cu el o să purtăm un dialog. El o să ne zică la subiecte de discuție și la un moment dat, când nu o să-i placă și o să vorbim noi, o să ne zică schimbă. Și noi o să trebuia să schimbăm replica cu ceva ce ne vine în minte la momentul respectiv. Ați înțeles? Eu da. Da, dar nu o să ne iasă. De ce nu o să ne iasă? Hai, zi, începe. Despre ce ați făcut ieri? Am fost ieri cum ai spus, să văd cum își face dreadul, știi? Da, știu. Schimbă. Nu trebuie să schimbi. A, eu trebuie să schimb? Da. Și eu vreau să-mi fac dreaduri. Eu am avut dreaduri, dar nu știu de ce mi le-am tăiat. Schimbă. Am avut dreaduri și mi le-am tăiat că nu mi-au plăcut deloc. Îmi pare foarte rău pentru dreadurile tale. Schimbă. Mă bucur că le-a tăiat, îți stă mai bine așa. A, mulțumesc frumos. Multă lume vezi în comentarii că îmi stă foarte bine fără dreaduri. Schimbă. Multă lume vezi că sunt praf fără dreaduri, dacă ne vrei la fame. Știu ce zici, eu am mulți hateri. Da. Și mie mi-a scris unul în comentariu că-s vână, tot e schimbă. Mi-a zis unul că-s gay și-s prost, poate-s gay și-s prost, nu știu, nu fi. Cred că s-a uitat la video-ul ăla de l-am făcut noi acum 5 minute și de-aia îl face gay. Schimbă. 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 Dar repede. Stai mă. Ziceți bine. Vreau să vină pizza. Și eu vreau să vină că mi-e cam foame. Schimbă. Nu vreau să vină că nu mi-e foame, dar m-ai obligat să mănânc. Da, aia e, vrei, nu vrei mănânci dacă nu mi-o dai mie. Schimbă. Îmi pare foarte rău. De ce-ți pare rău? Că te oblig să mănânci. Dar trebuie să-ți pare rău pentru că și tu mă cere mâncare la un schimbă. Ar trebui să-ți pare rău pentru că stai un pic de obraz, ne simți plângere. Da. Da, așa e, am greșit. Dar mai întâi ce mă schimbă, înțelea mea? Uite, când vreau eu, da? Păi de ce m-ai chemat la tine acasă ca să mă înjuri? Schimbă. De ce m-ai chemat la tine acasă? Să mănânci când vreau eu. Schimbă. Pentru că am vrut să colaborăm. Ok, păi filmăm video, dar după asta o să mai filmăm încă unul pentru că n-am schimbă. Nu o să mai filmăm pentru canalul tău nimic, pentru că ești un porc. Despre ce faceți în baie? Doamne, când intru în baie mă simt divin, înțelegi? Schimbă. Când intru în baie, cânt la maxim. Așa. Eu când intru în baie mă duc și mă cac. Schimbă. Eu când intru în baie mă duc și mă piș. Schimbă. Când intru în baie, ies înapoi pentru că pute că m-am căcat înainte. Da, deci mi se întâmplă exact același lucru, dar stau cu alți oameni. Bă. Nu mi s-a întâmplat niciodată, eu când mă cac, pute frumos. El pute frumos, bă. Putea la bandă. Acum cu e replica că am pierdut. A mea. Tu ce mănânci de nu pute a căcat? Schimbă. Ok, mă gândeam să zic. Frate, la mine e nasol că pute și mă ia cu leșit. Nu știu, păi la mine nu pute că mănânc așa mai mult sănătos. Schimbă. Mănânc praf, deci mănânc doar hamburger și așa urma și tot nu pute, nu știu, chiar vreau să pute. Chiar vrea să pute el. Da. Mi-a zis, o, bă, m-a închis. Mamă, tu dai seama, să vadă prietena ta, știi? Chestia așa. E, dar e un joc în pielea mea. Pielea lui. Pielea lui. Acum alt subiect. Hai. Ce dau cu tine? Pizza, pizza! Oh my god! Pizza! Pizza, bă, pizza! Vezi, vezi cum umblă copilul ăsta? Au! Doare? Da! Cât de tare? Tare! Nu doare, mă. Mi-ai dat fix aici! Da, eu. Nu! Ce covoraș mic ai! Care m-a fost to keep on me on. Despre Digi24. Mamă, deci când am văzut-o pe proasta aia cum vorbea... Oare, am stai că nu vreau să zic proasta. Da, mă! Deci când am văzut-o pe aia ce-o spus despre noi, m-am enervat super tare. Schimbă. Deci am fost super de acord cu ce spune, deci chiar fac nimic cu vlogul. Deci nu văd niciun sens în chestia asta. Mie mi s-a părut că am vorbit ca o idiotă. Schimbă. Da, într-adevăr, a avut dreptate și a avut niște argumente foarte solide. Așa că pare foarte informată în domeniu. Da, știu. Schimbă. Bă, da, bă, uite, pe proastă a zis că Ilie are 16 ani. Pe cum e proastă dacă ai zis că ești de acord cu ea? Pe cum ești de acord cu ea dacă ai zis că e proastă? Schimbă. Pe cum e proastă dacă nu ești de acord cu ea? Dacă nu are
De ce crezi că Ilia n-ar avea 16 ani? Că are 24. De unde știi că are 24? Eu să schimb sau tu? De ce are 24? Că a zis. Schimbă. Că are mașină. Și ce mașină? Te stai neapărat la 24 de ani? Păi nu, dar o și zis că are 24 de ani. Cine a zis că are? Schimbă. Eu? Da. Păi stai că și n-am zis. Schimbă. Stai că m-ai blocat. Nu mai vreau să vorbesc despre Ilie. Eu da. Ghibă. Eu? Da. Dar n-am zis nimic. Știu. Ești un nesferit și un nesimțit. Mie îmi place de Ilie, face vloguri de calitate. Ghibă. Da, bă, sunt de acord cu tine, hai să-l batem. Best. Best. Five ever. Please. Please make a tutorial for these guys. Apropo, ceea ce am zis era just for fun. Parte cu versul? Da. Nu. Ai văzut era tatuul ăla de Denis Vural care face tatuul? Da, bă! Schimbă. Hai să-l bate! Ai văzut ce prost ăla care face tatuul? Ai văzut ce tâmpit ăla care face parte cu da, bine? Sunt de acord cu tine, eu zic, eu un idiot a făcut. Dar uite că nu ne-am zis să schimbăm deloc, deci ești de acord cu ce spune. Nu, am zis schimbăm, pui vede. Când ai zis? În fine, asta a fost și vlogul, sperăm mult că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să-l distribuiți ca să vadă și prietenii voștri și să râdeți și ei dacă a fost amuzant sau dacă nu. Dacă mai vreți să fac chestia asta, scrieți în comentarii pentru că vreau să mai fac și cu alți vloguri chestia asta. Și abonați-vă dacă nu sunteți abonați pe canal. Vă mulțumesc pentru 30.000 de abonați, sunt foarte încântat și abonați-vă la noi. V-am făcut chestia asta, vă sunt foarte recunoscător. Înainte să închei acest video, vreau să vă-l prezint pe Jimsy. El este un rapper foarte talentat și se vede că face chestia asta din plăcere și depune foarte mult muncă în ceea ce face. Eu nu sunt mare ascultător de rap, dar după ce m-am uitat la câteva clipuri de-ale lui, chiar am rămas impresionat și pot să zic că omul ăsta chiar se percepe și nu e o simplă avalanșă de cuvinte aruncate acolo ca să rimieze și ca să sune bine. O să vă las aici un pic din ce mi-a plăcut mie cel mai mult. Dacă vă place, aveți canalul în descriere, aveți o adnotare și pe ecran, să intrați, să-l ascultați, să dați share-uri, să vă abonați și să-l susțineți, pentru că sunt sigur că la un moment dat o să mai auzim de el cu toții. Și în timp ce trec prin momente critice, alții nu știu ce să facă să le mai fructifice. Se duce o luptă în interior, o să dau tot ce pot până când mor. Dar cu doar la idei care fac bine, să ajung la pacea interioară, ce-o vezi doar în filme. Și apropo, se vede că munca e una calitativă, atât filmulețul cât și sunetul, totul e făcut calitativ și chiar vă îndemn să vă abonați la canalul lui și să-l urmăriți. Aveți pe capurile lor link-ul spre canalul lor. Subscribe, acolo, like, dacă vă place, abonați-vă chestii, însă nu uitați că eu sunt mai fain decât ei. Noi ne vedem data viitoare, vă sunt mai fain. Pa! Pa! Ha! Yeah. Or to be modest, level 7. Nu mă, că eu sunt modest. Eu sunt modest de felul meu. Best 5-5. Nu că mai chest un pic. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Victor, el a fost Gami și el a fost Denis. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Ah, păi dacă te închei vlogul în maniera asta, doamne, toată lumea știe. Jur că eu deja îs plecat.